Domnule Bondrea, astăzi e o victorie concludentă. 4-0, vă așteptați să fie atât de mare diferența? Da, sigur, de la preluarea echipei acum o lună și jumătate, am avut suficient timp în lecțiile de antrenament să lucrăm extrem de corect și de exact. Jucătorii au înțeles că, pentru că astăzi, în principal, atitudinea a fost cea mai importantă. Factorul volitiv, determinarea, dăruirea, modul cum au abordat jocul, este, din punctul meu de vedere, o victorie extrem de grăitoare și de concludentă, lăsând deoparte scorul, vorbind de atât și de calitatea jocului, cât și de faptul că, aș vrea să menționez faptul că am folosit doar jucători de 2000, fără jucători de 99, și cred eu că asta este realitatea elocventă a diferenței de valoare dintre noi și Școala de Fotbal Gică Popescu, dintre Universitatea Școala de Fotbal Gică Popescu. Sper ca în continuare copiii să mențină aceeași notă de seriozitate, aceeași notă de atitudine pozitivă și să încercăm împreună să, pentru că e esențialul până la urmă pentru ceea ce înseamnă progresul lor, este un proces de instruire foarte adecvat, corect executat și bineînțeles că sunt convins că în perspectivă vom ajunge și la rezultate mult mai bune. Nu poate fi vorba de o revanșă față de campionatul regular, pentru că practic ați aliniat un 11 total diferit și nu numai 11, întreaga echipa a fost diferită. Ați sesizat foarte bine, am menționat și eu la începutul discuției acest lucru, am preferat să joc doar cu jucătorii grupei antrenate de mine, Under 19, care de fapt este formată din jucători de 17 ani, jucători născuți în anul 2000. Sper ca această victorie să le aducă un plus de moral, pentru că au existat și momente tensionate după acea necalificare fatidică. Sper ca toate acest rezultat și acest joc să-i facă să le mărească șansele de a crede în tot ceea ce fac și să, bineînțeles, să facă pasul spre echipa mare. Mizați pe cupă, cu cine v-ați dori să picați? Nu am o preferință aparte, sigur că pentru noi fiecare joc este important, chiar dacă este o cupă. Jocurile pentru noi sunt esențiale, tot timpul mi-am dorit ca acești copii să realizeze că jocurile contează foarte mult, victoriile contează foarte mult, victoriile dau și progres jucătorilor, dau și încredere în forțele proprii și atunci fiecare joc îl abordăm fiecare joc în parte pentru a obține rezultate favorabile. Sunt convins că împreună am ajuns la un nivel de pregătire destul de bun, s-au creat niște automatisme, niște trasee de joc, există organizarea jocului și sunt convins că în perspectivă rezultatele vor fi unele de bun augur. Și eu vă mulțumesc foarte mult!